Hello și bine v-ați reîntors pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vă arăt câteva din parfumurile mele preferate, așa cum am promis. Nu vreau să vă rețin foarte mult, așa că nu o să vorbesc nici eu foarte mult. Dar o să vi le prezint. Acest coș, nu pot să-l ridic, are câteva din parfumurile pe care eu le folosesc constant. Când spun constant, mă refer în fiecare an și mă refer că fac asta de pe la vreo 20 de ani. Adică am parfumuri pe care le folosesc constant de la 20 până la această fabuloasă vârstă de 35, adică mi le cumpăr mereu. Haideți să începem, nu? Zic! Primul! Hot Couture de la Givenchy, îl folosesc fix de când aveam 20 de ani, am și stat să mă gândesc la asta. Este un parfum dulce, misterios și care mi se potrivește de minune. Primul. Un alt parfum vechi pe care îl folosesc, adică mi-l cumpăr constant, ca să înțelegeți, nu doar că îl păstrez, nu-l păstrez, îl cumpăr. Așa, este Lalique, un parfum care nu prea se găsește în România. Eu mi l-am cumpărat pe la 24 de ani sau l-am primit, da? Alt parfum vechi, adică pe care îl folosesc la fel de ani buni de zile, este Elixir du Merveille de la Hermes. Și by the way, să știți că atunci când există alte persoane care folosesc acest parfum și se întâlnesc cu prietenii mei, ei se întorc și zic doinița. De ce? Pentru că ăsta mi se potrivește și oamenii îl identifică cu mine. Așa, alt parfum vechi, vechi, vechi și foarte vechi care mi-amintește de universitate, de Central European University, este ăsta, Prada. Un Prada vechi, nici nu mai știu care, nu scrie pe el, este apă de parfum, este foarte tare. Așa, ăsta îl foloseam când eram la Budapesta, la școală, și efectiv de fiecare dată când îl dau pe piele, mi se întorc toate amintirile de la școală. Deci, un parfum vechi. Așa, alt parfum vechi. Ăsta se numește Roberto Cavalli Serpentin. Mi-a plăcut și îmi place în continuare. Nu-l folosesc atât de des. Mult mai des. Alt parfum vechi. Ăsta, da, ăsta se numește Wish de la Chopard. E mai dulcel. Dar cu toate astea mie mi-a plăcut și îmi place în continuare. Un parfum pe care mi-l cumpăr mult și des și l-am... aici două sticle pe la mama, prin casă încă o sticlă, prin mașină încă o sticlă, este Jasmin sau Jasmin, acum depinde cum pronunță fiecare, Jasmin Noir de la Bulgari. Un parfum cu note lemnoase și mai masculine așa, și mi se pare că e misterios și că mi se potrivește de minune și pe ăsta îl folosesc foarte mult. După care o să vă zic eu cam de unde să le luați în cazul în care vă interesează. Narciso Rodriguez For Her este tot unul dintre parfumurile mele preferate. Plac parfumurile astea puternice. Și asta este apă de parfum. Deci nu prea folosesc apă de toaletă, folosesc multe apă de parfum, pentru că rezistă mai mult pe piele. Așa, astea sunt parfumuri mai vechi, deci pe care le-am descoperit acum mult timp și la care mă reîntorc. După care am să vă arăt un parfum. De fapt, este un parfum ulei. Bineînțeles că vă dați și voi seama, este arabesc. Miroase dumnezeiește. Nu știu de unde să vă spun să vi-l cumpărați pe ăsta. Da, eu îl folosesc foarte puțin și foarte rar pentru că țin mult la el. Este un cadou, de fapt, și îmi place de mor, ce să mai zic. Îmi place. Un alt parfum, tot arabesc, este ăsta, care nu știu cum se numește și este ulei concentrat de parfum. Tot arabesc, bineînțeles, tot puternic, vă dați și voi seama. Ăsta e un pic mai dulce, dar îmi place de mor. Da. Ce să vă mai arăt? Aha, acesta este intrat nou în colecția mea de parfumuri, tot arabesc, dar
este apă de parfum, dacă nu mă înșel, da, este apă de parfum. L-am primit de la Sweet Arabian. Oh, cred că au aflat ei că sunt nebunită după parfumuri. Și mi l-au făcut cadou și chiar miroase foarte bine. Dacă mă dau cu toate astea din coș, astăzi nu e bine. O să mi se facă rău. Așa, un alt parfum care mie îmi place foarte mult este Tom Ford Black Orchid. Este... ce să zic, nu vi l-aș recomanda decât iarna. Sau doar iarna. Foarte puternic. A, să vă explic. Am un parfum nedesigilat. Este Montblanc, Presence d'une Femme. Și să vă explic de ce este nedesigilat. Am avut unul pe care l-am consumat, care mi-a plăcut foarte tare. Mi-am mai cumpărat unul și este cumpărat de, cred că, 2 ani și a stat în sertarul cu farduri și este încă nedesăcut, dar eu l-am aici ca să-l folosesc într-o zi. Asta e apă de toaletă. Da. Molecul 2. Știți de el? Puteți să dați un search să vedeți. Eccentric Molecule 02. Este fantastic. Miroase, Doamne, cum miroase. Acum să vă explic. Astea toate, sau mai puțin cele arabești, cele arabești, pentru că n-aș ști de unde să vă zic să vi le luați, pe astea le găsiți în magazine cum ar fi Kendra, cum ar fi Sephora, cum ar fi Douglas România și vă recomand să le cumpărați de acolo pentru că sunteți safe și nu dați banii pe porcării, adică pe fake-uri. Ăsta, în schimb, este un parfum de nișă pe care eu îl am de la Boutique Parfumerie. Dacă vreți să mirosiți mai diferit, să nu vă întâlniți cu oameni care miros la fel ca și voi, vă recomand să încercați niște parfumuri de nișă care, într-adevăr, sunt fabuloase. Ăsta este unul dintre ele. Mai am. Tot de la Boutique. Este BDK parfum. Care miroase, nu, da, ce să vă zic. Mi-e greu să vă descriu cum miros parfumurile mele. Miros ca mine, frumos. Doamne, deci ăsta este... Să vă citesc de pe cutie, ce să zic. Zice, eau de parfum à la sensualité décalée. E treaba cu senzualitatea. Miroase, divin. Așa. Mai am acest parfum cumpărat tot de la ei. Se numește The Virgins by Mark Buxton. Da? Lucinema olfactiv. Un parfum puternic. Foarte neobișnuit cumva, asta ar trebui să vă spun, pe care îl plimb dintr-o geantă în alta, că eu asta fac, încar parfumul cu mine tot timpul. Apropo, am fost plecată o seară și o zi de acasă și pentru asta am avut 3 parfumuri la mine. Ce am făcut cu ele nu mă întrebați, dar le-am avut. Așa, m-am întors la un parfum cumpărat care nu-i de nișă, Black Opium de la Yves Saint Laurent. V-am spus unde le puteți găsi pe astea. Vă las pe ăsta la sfârșit. Așa. Acesta este un alt parfum care miroase interesant și diferit. Se numește Unum. Este cumpărat de la Boutique. Opus 1144. Are și un capac interesant. O să vi-l arăt. Cam așa arată. Deci poți să dai cărămida asta în gură cuiva. Deci puteți să-l folosiți și ca armă în cazul în care aveți nevoie. Da, foarte interesant ambalajul. L-am păstrat cu tot cu cutie. Îl folosesc rar pentru că este foarte tare. Și în general folosesc parfumurile în funcție de starea mea de spirit. Deci pe ăsta nu-l folosesc foarte des. Mai am aici niște parfumuri pe care nu cred că vreau să vi le prezint. Am zis că mă limitez la câteva. Cred că sunt suficiente. Bomboana de pe tort, ca să nu zic de pe colivă, este acest parfum. Se numește Baccarat Rouge 540. Este tot un parfum de nișă.
Mi-a luat ceva vreme să mă hotărăsc să-l cumpăr, că nu știam ce vreau să zic. Așa. Să vă spun de ce. Este diferit în sensul că eu obișnuiesc să folosesc parfumuri mai puternice. Asta, adică mai puternice, mai masculine, mai lemnoase, mai cum vreți voi să ziceți. Ăsta este un parfum destul de dulce. Da, ce să zic? Miroase... Deci până la urmă m-a convins. Asta e ideea. L-am cumpărat săptămâna trecută. De aia este încă în cutie. Am vrut să-i fac și o poză frumoasă. Este bucuria pe care mi-am făcut-o cel mai recent. Ați înțeles cam care e treaba cu parfumurile mele. N-am să vă arăt mai multe. Am selectat aici câteva pentru voi. Ideea este simplă, dragii mei și dragele mele. Dacă vreți să-mi faceți o bucurie, îmi cumpărați fie farduri, fie parfumuri, fie o mașină sport cu două locuri. Aștept niște comentarii aici jos sub clip să-mi spuneți voi ce folosiți, dacă cumva folosiți vreunul dintre parfumurile pe care obișnuiesc eu să le folosesc. Aștept like-uri, dislike-uri, share-uri și ce mai vreți voi și propuneri pentru clipurile următoare, pentru că și ăsta este realizat în funcție de ce mi-ați propus voi. Vă mulțumesc, vă pup, vă iubesc!